Județul Olt se confruntă din nou cu pesta porcină africană, boala fiind recent descoperită la porcii dintr-o exploatație non-profesională din localitatea Potelu, comuna Ianca. În urma confirmării focarului de către Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Olt, DSVSA a luat măsuri rapide pentru izolarea focarului și prevenirea răspândirii virusului. Astăzi, la instituția prefectului s-a întâlnit Centrul Local de Combatere a Bolilor Olt și a fost aprobat planul de măsuri privind combaterea pestei porcine africane în exploatația non-profesională din localitatea Potelu, unde se aplică măsura eliminării celor 17 capete de porci aflate în gospodărie, în conformitate cu prevederile legale. Carcasele porcilor eliminați și toate materialele din incinta exploatației vor fi distruse sub supraveghere oficială, în conformitate cu prevederile legale. Noi localități din județ au intrat în zona de supraveghere. Zona de protecție cuprinde următoarele localități: Unitatea Administrativ-Teritorială Ianca cu Potelu și Ianca și Fondul Cinegetic 2 Ianca. Zona de supraveghere include localitățile Grojdibodu, Hotaru, Gura Padinii, Satul Nou, Ștefan cel Mare, Ianca 9 și fondurile cinegetice de 53 Orlea și 55 Corabia. DSVSA Olt recomandă cetățenilor județului ca toate animalele suspecte să fie sacrificate și neutralizate pentru a împiedica răspândirea bolii. Proprietarii vor fi despăgubiți de către stat în condițiile prevăzute de legislație.